Draga mea, dăneasca mea dragă, ci că pe 28 mai este ziua ta și ce să vezi? Uite că ești unul dintre cei mai iubiți actori pe care țara noastră îi are. Iar eu am fost una dintre norocoase, de unde am învățat meserie, de unde în momentele cele mai grele ai venit și m-ai ridicat. Ai fost alături ca o mamă, ca o soră, ca o prietenă foarte bună. Iar eu, la rândul meu, atunci când nu te așteptai, am intrat cu tine în sala de operații, l-am întâmpinat pe Mihăiță, pentru că una singură e parfumată, right? Și aia sunt eu. De câte ori te sunam plângând și îți spuneam că Sofia mea este în spital, îmi spuneai, Tilili, că ridică-te pentru că ești munte de putere și fata o să fie bine și tu o să fii bine. Și îți mulțumesc pentru toate încurajările pe care mi le-ai oferit de-a lungul anilor, pentru că dacă sunt femeia cea puternică de astăzi, este și datorită ție. Îți mulțumesc mult, îți doresc un sincer la mulți ani din toată inima mea și îmi pare extrem de rău că viața ne-a trimis așa pe autostrăzi diferite și timpul ăsta nu ne mai ajunge și, din păcate, nu ne mai vedem atât de des pe cât ne-am dorit. La mulți ani, dragă mea prietenă, te iubesc!